Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre marile împăcări. În ultima perioadă vedem cum toată lumea se împacă, revenind la primele iubiri, ca să spunem așa. Radu și Cristina încearcă o reîmpăcare după ce în sfârșit Cristina a realizat că Patrick nu a făcut decât să se joace, nu avea cum să fie serios acesta pentru a face o relație, deoarece el a fost adus nu pentru sezonul 2, ci pentru sezonul 3, iar o relație l-ar fi împedicat să ajungă în următorul sezon. Mihaela și Robert la fel. Reîncearcă și ei, cel puțin la modul declarativ, o reîmpăcare simbolică. Surprinde poziția Mihaelei deoarece prin această reapropiere de Robert îl îndepărtează pe Cosmin. La Robert oarecum este de înțeles acest ton lăsat mai jos în privința ei, deoarece, de exemplu, pe cine să voteze ca lider, din moment ce mergând în casa fetelor, toate au încercat să-l umilească, inclusiv ca Tinka, pentru că prima dată când a fost lăsat singur, era și Catinca acolo. Antoni și Larisa au și ei o așa zisă tentativă. La Antoni este evidentă încercarea de reapropiere. Larisa, în schimb, nu are nicio treabă cu adevărat. Cred că ea și vede doar interesul de a ajunge în sezonul 3. La fel și ea, Antoni, are interesul pentru următorul sezon, dar probabil el vrea să înceapă acum o poveste cu Larisa, care să continue în sezonul 3. Singurii care își văd de drumul lor sunt Ionu și Bianca, dar pentru ei abia începe examenul maturității, pentru că de abia după finalul sezonului vor trebui să demonstreze că tot ce ne-au arătat este adevărat. Multă lume necrezând în durabilitatea cuplului lor. Ar mai lipsi să vedem o reîmpăcare a Giuliei cu Cosmin și asta chiar ar fi de dar la modul cum a reacționat de atâtea ori Cosmin în fața provocărilor Giuliei, aș spune că este exclus așa ceva. Finalul este aproape, strategiile pentru a-și asigura voturi în marea finală au cuprins întreaga casă, ceva normal ar spune eu, ținând cont că suntem pe final. Dar strategiile ar trebui în general să se facă pe final și nu de la începutul sezonului, așa cum au procedat unii. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!